Bun, dragii mei, și după cum am obișnuit, tradiționale interviuri se țin chiar și la MotoRC. Am vorbit cu câțiva piloți, am vorbit și cu un arbitru. Haideți să vedem care sunt reacțiile lor înainte și după manșele de antrenament din cadrul superbului campionat Motorcycle Racing Championship. Bun, dragii mei, și m-am întâlnit aici cu Răzvan Todorescu, campionul de la Stock 300, care acum se numește S300 și pilotul care a concurat săptămâna trecută la Naționale la Seres. Salut, Răzvan! Cum vezi tu sezonul acesta 2022 MotoRC din postura de campion? Salut! Sunt împreună cu Leasing Academy, vom face o figură foarte frumoasă, echipa este foarte bună, o să mă ajute foarte mult în apărarea titlului. O să facem o figură frumoasă în acest an și în acest weekend, să sperăm. O să fie un an foarte frumos alături de Racing Academy. Am înțeles. Cum a fost trecerea asta de la echipa IQ la echipa Racing Academy pentru tine? M-am primit cu căldură băieții. Sunt niște băieți foarte minunați, foarte calmi. O să facem o treabă bună împreună. Și un mesaj pentru fanii curselor, fanii tăi, fanii motociclismului? Vă aștept la circuit să vedeți show-ul de la S300 și de la celelalte clase. Am înțeles. Mersi frumos, Răzvan. Mulțumesc și eu. Okay, guys, so I'm here with a special interview with Ioan Georgiev and his superb bike with 69 numbers. Hello, Ioan, how are you doing? And what's your plan for this weekend? Okay, I'm fine now. Well, we have some plans for the weekend, mainly to do training and see how is the bike, the tires, the suspension, how it works to get with the new bike to make our times from the last year, and I think we make our job very fine till now. So me and my mechanic are preparing for the next race weekend, making some tests now. We are a bit slower than the last year, but we haven't trained almost 5 months because of an injury which happened last year on Ceres. On a training day I fell and I broke my arm, but now I'm okay, the bike is okay. We have new tires, Moto2 models which are a bit different, and I think they're very good for this track. Okay. Very, very nice riding with them. And for the bike, we have some things we do in the winter. We change some parts. Yes. And the suspension, we make it a little bit with some more basic components. Okay. And probably that's it. Maybe a couple of upgrades or something like that. Yes, couple of upgrades, and we're looking for the data now. We have a solo, so okay, we see what I do on the track when I turn, when I open the gas, when I start braking. And then we'll see and analyze the data, so that's our job for this weekend. That's great, and I want to send you a message, first of all in English and after that in Bulgarian, for your fans, okay, from international fans, Bulgarian fans. First of all, in English, if you can. Message for them. Okay. Thank you for supporting me. And I hope you like what I'm doing this season. All right. And in Bulgarian? Благодаря на всички мои фенове, които ме подкрепят и на близките ми. Това че с мен, на моя механик, на моя отбор. И благодаря, че вярват в мен и ме подкрепят. All right. Thank you so much, Ioan. Thank you. And his superb bike. Let's ride together, ladies and gentlemen. Bun, dragii mei, interviu special. Adrian Ionuț, unul din arbitrii. Salut, Adrian! Nu te rețin mult pentru că am zis că ai o treabă la circuit. Spune-ne ce faci tu mai exact acum în momentul acesta. Eu le dau drumul piloților pe circuite, îi verific de plăști să le aibă legate și să iasă corect pe circuit.
Am înțeles. Și te mai asiguri de vreun post sau doar pe linia de start? Da, mă asigur de postul 6 pentru că acolo nu avem Marshall și trebuie să mă asigur. Am înțeles. Și un mesaj pentru fani? Veniți cât mai mulți aici la Motor Show. Mersi frumos. Plăcere. Dragii mei, și în momentul acesta am terminat și eu interviurile cu cei doi protagoniști, cei doi piloți, evident, Stock 300, Răzvan Tăgărescu, Rookies 1000 or Air 1000, Ioan Georgiev and, și cu Adrian Ionuț, arbitrul. Ați văzut reacțiile lor, evident, pentru Ioan Georgiev o să vă găsesc acum în limba engleză. So guys, if you want to see and contact Ioan Georgiev, I will let you all in the description. All links from Facebook to Instagram, so keep your change mind and see you on the first round. Și bun, pentru cei în limba română, după cum am spus, dragii mei, vă las linkurile în descriere și de la arbitru, de la Adrian Ionuț, să vedem cu acordul lui, dar cu siguranță vă da acordul, și a lui Răzvan Tăgărescu, dați acolo câte un follow, și până la următoarele secțiuni de interviuri, care vor fi la prima etapă, 29 aprilie, 2 mai, marcate acolo în calendar. Vă doresc, dragii mei, asfalt uscat și să ne revedem cu bine, pentru că a început sezonul de motociclete. Hai, let's ride together!